Raluca astăzi la Mireasa din culise i-a luat interviu și Dianei i-a întrebat cum a fost la Paris. Diana a povestit că a fost foarte frumos, s-au bucurat de tot ceea ce au vizitat, tot ceea ce au văzut. Spunea că nu are niciun inel pe deget. O întreba Raluca dacă a aflat ceva nou despre Cristi, cum a fost noaptea petrecută în doi. Diana a explicat că ceva nou la care să nu se aștepte nu a aflat. Au discutat despre trecut, despre copilărie și planuri de viitor. Oricum, spunea Diana, ei vorbiseră mult și în casă și se cunoscuseră foarte bine dar spunea că acolo în casă, alături de ceilalți concurențe și cu camerele, poate nu le vine să spună tot, însă fiind doar ei doi și le-au spus pe toate și au putut să-și dea seama dacă sunt compatibili sau nu. Raluca a întrebat dacă sunt compatibili și Diana a spus că da, sunt compatibili.